Bun, cred că bine v-am găsit într-un nou vlog, așa abonezi, dacă nu, e continuarea la ce am filmat. E sâmbătă, 23 martie. Noi acum ne ducem că avem... unde o luăm? Avem întâlnirea... A, uite, cred că e fata care a adus apa și tot. Avem întâlnirea de business de la Shogun și am ajuns la Hotel Timișoara, unde facem. Suntem întârzieri câteva minute, dar ne descurcăm noi. Bun, hai că am ajuns. Cum te simți, Oana? Ai emoții? Da. Ce haine ți dă și cu aia? Nu arăt ca... Nu avem loc. Ceva nou. Dar dacă oamenii ăștia au parcat aici și ăia, cred că și Nicoleta ar avea voie, nu? Wow. Aici era parcare, eu zic Nicoleta, să parchez în față la hotel. Și nu mai e, deci hotelul și... Oh, dar e mare, mă! Eu am fost la un eveniment, la Hotel Timișoara și era acolo. Uh-huh. Trebuie să fie fain seara pe aici. Ai bine cu foa. Povestea mea, nu de viață, dar așa cum am ajuns eu la Shogun acum 8 luni. Da, pentru că acum 8 luni eu m-am unit acestei companii și în 8 luni am reușit să am acest rezultat și eu mereu zic, mi se pare incredibil și vă zic doar așa ca să vă atrag atenția, soțul meu și-a dat foile de demisie săptămâna trecută, mai are de lucrat 3 săptămâni, pentru că da, acum ne permitem să facem lucrul acesta, să putem să fim mai flexibili și să nu mai fie nevoie să trezească la 3 dimineața sau să facă turi de noapte, că lucrează pe turi, pentru că compania Shogun pentru noi este o adevărată binecuvântare. V-am zis că mă numesc Monica, locuiesc în Marea Britanie de aproximativ 10 ani. Înainte de aceasta am locuit 12 ani în Italia. Practic, fiind copil, părinții ne-au dus acolo pentru o viață mai bună. Eu știu doar străinătate din acum în România, n-am vizitat România viața mea. Acum, datorită companiei Shogun, uite că mergând și făcând astfel de evenimente, am și eu oportunitatea să mă bucur de țara noastră. Ne-am mutat din Italia în Anglia cu soțul, sunt căsătorită cu Adrian, dar ăsta este soțul meu, de 17 ani. Avem 5 copii, pe 4 îi avem, unul dintre ei nu a supraviețuit, a murit sau puțin după naștere. Dar asta nu a fost un motiv pentru mine de a sta și am plânge doar de milă că puteam să fac lucrul acesta, ci am continuat și am găsit modalități să învăț să trăiesc cu ceea ce Dumnezeu ne dă în viață și să mă bucur de oportunitățile care mi se oferă. Mulțumim Dumnezeu după el numai dat cu 3 copii care sunt absolut viața noastră, vreau un băiat de 15 ani, una dintre ele de aici, dacă n-ați văzut, o vedeți la un moment dat. Ne-am mutat din Italia în Anglia acum 10 ani pentru că venise o criză financiară în Italia și, din păcate, soțul nu mai avea de muncă. Compania la care lucra falimentase și la toate agențiile pe oriunde se înscrisese, unicul lucru care făceau acele agenții spuneau la mulți ani de ziua lui de naștere. Asta era singurul lucru. Niciunul nu avea de muncă. Eu lucram, aveam un salariu foarte bun, dar eram obosită și sătulă să nu pot să mă ocup de copil,
de familie, lucram zile de noapte cu persoane bolnave, nu vreau să zic că e ceva josnic, am lucrat de la vârsta de 14 ani, mi-a fost rușine să mă duc la mama să-i cer bani, să cumpăr ceva, știind cât de greu să fac bani în străinătate și cu siguranță și în România. Și am zis, eu vreau să lucrez, mereu am lucrat, dar eram sătulă de acest stil de viață și soțul meu vrea el să fie acea persoană care să aducă acel venit și eu să pot să mă ocup și de familie și așa mai departe, așa că ne-am mutat în Anglia pentru un viitor mai bun. Am lucrat acolo, diferiți ani după ce au venit următorii copii, am renunțat la muncă. Și ce s-a întâmplat? De ce am intrat în compania Shogun? Eu am fost în compania Forever acum 2 ani și ceva. Am încercat, știam produsele. Eu nu vreau să vă vorbesc de rău de alte companii. Știam produsele de 17 ani, 18 ani, foloseam. Dar am zis că hai să încerc partea de business. Sincer să fiu, după câteva luni m-am lăsat, pentru că am văzut că toți banii care reușeam să-i câștig și eu eram supervisor de lui, eram deja ajuns la un nivel mai sus față de alte persoane. Dar toți banii pe care eu îi câștig, am trebuit să-i investesc în produse, eram sătul și acum mai am, sub pat, mai am produse în stoc, care n-am reușit să le mai vând și am zis că eu, mele nu mai fac niciodată. Un an jumătate în urmă, am văzut despre Shogun la Oana, sponsorul meu care înscrise la Daniela și am zis că eu mă uit la Oana, stau așa și mă uit și văd dacă Oana se mai ține după câteva luni, înseamnă că o fi serios. Între timp nu m-am mai uitat pentru că am mai născut o fetiță și am uitat. Dar ce s-a întâmplat anul trecut, pe vremea asta exact, când băiatul cel mai mare împlinise 14 ani anul trecut, eu fac și homeschooling printre altele, adică fac educația acasă copiii. Deci eu nu pot să mă duc la un job tradițional, pentru că asta este jobul meu care mă ocupă cea mai mare parte a zilei, dar eu mă ocup de educația copiilor mei full time. Și făcând copilul meu 14 ani, zic, am avut așa o realizare, zic, băi băiatul ăsta 4 ani posibil pleacă la universitate sau la muncă sau... Și am zis, Doamne, deci noi mai avem 4 ani cu el. Ce am făcut să îi rămână ceva memorabil? Și eu aveam visul ăsta când am început să fac homeschooling acum 5 ani. Zic, eu vreau să vizităm Europa, vreau să vizităm, să învățăm prin a vizita. Dar nu-mi permiteam. Eu mai făceam și YouTube, dar de acolo, sincer să fiu, câștigam câteva sute, 200 maxim, am luat pe lună. Foarte multă muncă și puțin bani. Și eu îmi doream mult, zic, mă, câteva sute pe lună am nevoie. Mi-am făcut eu calcule, dacă am câteva sute pe lună tot câteva sute de euro, eu îmi permit să călătoresc o dată la două luni copii și să mai vedem așa câte o capitală, aici, acolo. Zic soțului, hai ca și încercăm. Hai ca și încercăm și eu Shogun. Mi-a fost frică, am întrebat-o pe Ana, i-am zis, lasă-mă câteva zile, eu trebuie să mă gândesc, să fac calcule, să văd dacă merge. Am studiat planul de marketing, după cum v-a arătat și Daniela, am studiat produsele, mi-am pus așa unul plus unul, am zis, ok, produsele sunt de calitate. Eu le-aș cumpăra. Dacă fac ce spun, înseamnă că e de bine. Parfumurile nu pot să zici ce ai zice, că nu se compară la prețurile alea de magazin, zic, n-ai cum să mint. Am căutat despre network marketing și am văzut că o companie, ca să fie stabilă în network marketing, trebuie să fie de cel puțin 10 ani pe piață. Shogun afinea exact la trecut 10 ani. Zic, ok, face și aici, așa, pe fapt, căsuța asta. Dar, și mi-a plăcut faptul ăsta, că 10 ani e relativ puțin, în sensul că e de ajuns ca să știi că nu o să dea faliment și o să aibă succes, dar e puțin ca să știi că este loc și pentru tine. Nu este de așa de multe pe piață încât să zici că nu mai este loc pentru nimeni. Și punând în toate astea împreună, mi-am luat inima în dinți, eu nu încercasem niciun produs, mi-am pus frumos în coș o gentuță ca aceasta. Eu mi-am luat direct gentuța mare, am zis cu soțul, mă, dacă tot mă bag, deci mă bag picioarele, nu doar dau cu degetul, n-am să mă dat de cală, zic. Cel mai rău ca ce se putea întâmpla. Aveam parfumuri și 133 de parfumuri, cu 120 de euro, mare pierdere nu, zicea și soțul, da? Îi parfumăm, dar ziceam, mă, dar așa nepricepută să fiu eu, oricât de nepriceput aș fi, mai am lângă mine prieteni care spală la gală, care spală, nu, adică voi spalați la gală acasă, vă mai spalați? Adică dacă nu vă spalați, vă gândiți, vă zice, să vă cumpărați produse, că vă ajut. Vă spalați pe mâini, vă spalați pe cap. Ziceți, da, da, nu, eu dacă nu, după eu dau să vă înțeles, că nu vă spalați. Mai faceți cât un cadou din când în când, așa, că eu fac, nu foarte des, mai cumpăr pe alta. Zic, păi, n-are cum să nu fie oameni pe lângă mine care să aibă și ei nevoie. Și atunci am intrat în companie. Prin mirarea mea am văzut că aceste produse sunt foarte căutate. În prima lună am făcut în jur de 1000 de euro profit din vânzare, deci banii care mi-au rămas mie în buzunar, plus m-am calificat la a treilea nivel pe scara noastră ierarhică, m-au adus în jur de 500 și ceva de euro de bonus și atunci am zis, ok, aici ceva e bun. A doua lună am văzut că tot 1000 de vânzare. În iulie am început, apropo, că
dacă faceți calcul și vă gândiți acum un plus ceva, iulie am trecut. Tot așa, am ajuns la bonusul de 1000 plus 1000 profit. Și atunci am zis cu soțul la începutul lui septembrie, aici treaba e serioasă. Aici ori dai tot ce poți, că știi că poți să ai mai mult, ori, nu știu, ori te bagi sub pernă și te faci că n-ai văzut. În luna septembrie am mers și la evenimentul care s-a făcut la companie, odată pe azi faci, s-a făcut la Paris anul trecut. Nu știu de ce am simțit nevoia să merg atunci. În două zile am zis la soții, hai, merg, mă duc. Am luat fetițele mai mici, m-am dus și eu. Acolo, pentru mine, a fost o deschidere de ochi. Am întâlnit diamantul rețelei noastre, persoana care este, nu cel mai sus, dar destul de sus în nivelele noastre. Toată lumea la noi știe, vrea să ajungă diamant. Și am întâlnit acea persoană. Și știți cine era acea persoană? Credeți că era la 4A? Ce credeți că arăta ca președinți, ca primar, care poate zic și nu fac nimic? Era o persoană ca mine și ca tine. Avea căruciorul cu copilul, nevasta însărcinată. Eu când l-am văzut, mie mi-a făcut așa, clic. Dar am zis, dacă el poate, eu de ce nu pot? Dacă el a putut, eu de ce nu pot? Ce mă oprește pe mine? Zic, numai Dumnezeu, dacă el nu vrea, n-ajung. Dar dacă pun la lucru ceea ce am în mine, pentru că da, fiecare avem, nu mai trebuie să conștientizăm noi, că și eu ca Daniela tot așa am crezut că nu-s bună la nimic, nu-s bună la nimic, așa mi s-o zis, nu-s bună. Până să-mi dau seama, știi ceva, dar nu e adevărat, că Dumnezeu nu face oameni chiar așa la soli. Eu cred că Dumnezeu pune fiecare dintre lucruri bune, mai că noi trebuie să le valorizăm și să le scoatem și să le folosim. M-am unit companiei, cum am zis, cu frici, dar în momentul acela am zis că nu mai aici, treaba e serioasă, aici se poate mai mult. Și am zis cu soțul, dar de ce să nu investim în aceasta? Și da, îmi ia timp, dar pot să fiu flexibilă, încă fac homeschooling, încă pot să mai călătoresc. Sigur, trebuie să fiu disciplinată, lucrez cu copiii, se culcă, sau când am un timp, mai fac de mâncare, câteodată stau și mai lucrez cu telefon, dar în ziua de astăzi pot să mă mutrez la un rețea de peste 420 de persoane, în creștere. Sunt manager safir, după cum am zis, câștig aproximativ 7.000 de euro, lucrez spre a fi manager emerald. Și până anul acesta, în octombrie, eu vreau să urc pe scenă în Germania cu diamant. Știu că pot. Doar dacă Dumnezeu mă oprește, mă fac. Dar acolo poți să fie și locul vostru. Să creează un lanț în care se distribuie aceste produse la cât mai multe persoane și se generează o factură cel mai mare al companiei și astfel reușești să crești pe planul de marketing al companiei și să câștigi acele sume care, apropo, sunt sume reale. Tocmai de aia am vrut să le zicem, nu ca să ne lăudăm, să zicem că vezi tu, Doamne, ce important suntem noi că suntem acolo, eu sunt la Safir, pe acolo prin mijloc, tu azi te faci rubin și cu ajutor Domnului te faci acuș diamant. Îs sume care, ca să vă zicem că nu sunt doar vise și fabule pe care le zicem. Nu, sunt bani care îi vedem și noi în bancă și eu cu soțul, cum era Daniela, era așa, Adrian, zic că da, eu vreau să văd ce intră banii aia în bancă, eu cred că nu văd că ți-o intrat. Și când am primit notificarea banii, nu știu cât, așa, au fost livrați în contul meu, am dat imediat să văd dacă mi-a intrat. Da, vreau să vă zic că sunt bani reali care se pot face, trebuie implicare, dar se poate. Gândiți-vă doar pe următor, câte dintre fetele pe care le-am întâlnit, când au făcut diferite întâlniri de genul acesta sau am mai vorbit cu ele, mi-au spus visul, Monica, eu vreau să strâmbați mea o casa mea. Și eu, apropo, vreau să-mi iau și prima mea casă, că nu aveam. Câte dintre ele mi-au zis, Monica, trebuie să plătești o rată cu tare, am datoria cu tare. Așa. Și când îți dai seama că compania asta poate să-ți ajute la ce de nevoie. Eu, oficial, acum o săptămână de zile, am fost declarată milionară în Republica Moldova, fiind în valută Republicii Moldova, sunt milionară. Și eu am sunat-o pe mama mea și spun, uite, mamă, că s-a întâmplat, uite asta. Și mă luam, băi, dar tu chiar câștigi? Dar tu pe mine nu amiți. Nu, știi, uite, am făcut decorații la apartament, da, ai și vii să-mi dai. De aia, măi, meu, tu ceva faci acolo? Bă, dar sigur e companie din asta, cum trebuie. Băi, dar dacă te-o pur cumva și dacă mă apuc inima, ți-l țișele de mine și nu știu. Deci, ea pur și simplu este angajată la un job tradițional normal. Și eu îi spun, uite, te iau de mână în momentul în care eu am făcut pasul ăsta și îl faci și tu. Și a zice, hai, că vreau și eu să văd, dar nu dai bani din așa și aștept să-ți crească procente sau ceva. Deci, nu există așa ceva. Deci diferența dintre piramida financiară, e că îți dai bani și aștept să-ți crească și nu primești nimic în schimb. Mult level marketing, iar ce rețeaua au nevoie, ajutați oamenii să crească, dar sunt bani, dar primiți ceva în schimb, fiecare un produs.
Mani de bun, fete. Da, să vă cum să mergem. Pe fetele business. E din plută. Uite cum se sunt aici. Au! Uite, peste fie o mie. Nu am mai filmat mare lucru, cred că am filmat ceva la întâlnire, cred că am pus ceva secvențe și v-a pus Adrian și am filmat ceva mâncat, am salutat-o pe Daniela, ne-am făcut ceva poze, ceva video și ne-am dus să ne culcăm un pic, am dormit la lemn, nu? Și eu cu Ana un pic. Mai cred că 2 ore am dormit, nu? Da. Cam așa. Dar acum ai dormit la jumătate de oră. A? Am zis că dormim jumătate de oră. Da. Eu am zis maxim o oră, dar chiar n-am putut. Trebuia să dau cu porcul alea, cred că nu se putea. Eram obosită tare. Mergem acum să ne luăm și o cafea, să nu uiți că cafea e indispensabil. Putem să o luăm și la Moldova, dacă toți suntem porniti. Și mergem la mall în Timișoara să ne mai întâlnim cu fetele iarăși. Eu m-am simțit super. Nu venea să cred că erau atâtea fete care erau la mine venite. Am numerat într-o fotografie și era 10 de la mine venite. Mi se pare wow. Și acum ne ducem și noi un pic. O să și mâncăm în oraș iarăși. Mai stăm împreună. Poate de seară aș vrea să fac video și cu tine, să fie un video separat cu tine despre Spania. De fapt nu, că el o face cu mine în Spania. Da, doar așa să te intervistez un pic mai mult cu Nico, cred. Cu tine când vin în Spania. Că face mai mult sens. Oricum, cu Ana vă vedeți acum de câteva săptămâni, că iarăși plec în Spania. De data asta am să plec cu Jayden. Dar hai că vă las ca să mai filmez așa secvențe la oraș. Mi se pare foarte fain orașul, Timișoara. E complet diferit, am așa o senzație că e un oraș foarte emancipat. Și foarte diferit față de Iași. Dar văd că mai are și părțile istorice, cu toate că e o combinație între istoric și nou și oameni moderni. Și, e interesant ca și oraș de experimentat și eu am văzut încă foarte puțin. Bun. Hai că vă las și ne vedem curând. Ia, uitați ce fain aici. Unde e that thing? Nu, că nu poți să joci șah, că n-ai. Lumea vine cu lăsuța cu șah. Uite aici am ajuns, cred că. Un ceas e mai pe clădirea aia. Vezi? There's a clock on that building. Și muzică. Ce oraș. Reba! Donuts. Yes, I know, but are we going to the play area? Later, da? Dăm mânuța, nu punem mâna. Hai să vedem, mă. Nu se vede, mă, că îți luăm balone de ziua ta. Da,
Ai zis. We could take them tomorrow. Prietena mea. Da. But not tomorrow. Here we go, pet dog. Not my birthday, don't need a pet birthday. Unde baloane? Oh, oh, and don't forget that pumpkin. Pune-l aici, pune-l aici. Tu, oare, trebuie să mai luăm vreun tub de vertigenică? Pune-l. Dar cea mai mică chestie care să aibă 2, 3, 3, 4, 4, că nu cred că ne mai ajunge. Da. Dar ce urât o să... Dar nu, uite, ăsta mai ieftin, 10. Nu mă interesează care mi-e convenabil, mă interesează să dau mai puțin bani, că nu ne-au tuburile după mine. Da. Avem ăștia, biscuiți de noroc. Dacă știți după și un dentist prin Timișoara, să ne spuneți. O, am două, dar nu e unul. Nu, e unul, dar e așa, trebuie să-l rupi așa din mijloc, știi? Exact ca din gaia, dar cred că trebuie să fie mesaj ori fi în engleză, ori în română. Tu zici că în română? Că asta e exact ca aia. În engleză, cred că-i. Stai, că e mai greu cu mănușile astea. Te pun așa, că dacă e bună... Păi ăla e dulce, dar dacă ești plină, nu. Cum vrei, cum te simți. Dar, de fapt, ai mică mai puțin ca noi. Cred că în engleză scrie, nu cred că scrie în română. Da. Ia să vedem. A challenging surprise is awaiting you. Aole, o surpriză... Înțelegi engleză? Da. Da. Oare ce-o fi? Oare? Ce zice? Că trebuie să mă gândesc la mine odată. Din când în când. Din când în când. Ei, da, uite. Dar uite, vezi, aseară mască de față, acum iar ne dăm cu peptide. Da. Sigur, fără copii tu, astea trebuie să le păstrăm, asta, tu, să ne facem... Asta chiar m-am gândit, pentru mine și nu pentru copii. Le punem în ordine și ne facem story cu el să-l păstrăm și data viitoare, când o fi în ani, da. Vedem ce iesă. Stai. Da, chiar sunt buni. Are un fel de gust de vafă, de biscuit de vafă, nu știu, ceva. Ia să vedem, Nicoleta. Ce zice? Nu știu, că tot mai bine. Adică înțeleg ceva, dar nu... Dar scrie și pe spate la tine? În altă limbă. Da, în dar nu știu ce e. Mid and bele, nu știu ce-o fi. Așa. Total energy... Ah, nu știu ce filmează în felul ăsta. Total energy and great perspectives. With perseverance, you'll make it. Cu perseverența ai să reușești! Zice... Perspective mari și multă energie, adică cred că asta trebuie să dai, să ai perspective mari, să visezi mult și zice că cu perseverență, adică cu consecvență, ai să reușești. Luck at home and true friends. Ah! Noroc acasă și prieteni adevărat. Da, asta, deci ăla era greșit. Ăla-i dăm foc, îl aruncăm, da. Fac o poză. Nu pot că amănuși. Facem după. Deci ăsta e mai potrivit. Noroc acasă și prieteni adevărat. Da, să știi că uite, chiar am vorbit o grămadă uite de ăsta de prieteni. Da, prieteni, am să închid mai aici vlogul ăsta. Vlogul cu... A doua parte de prezentare. Ai pus și prezentarea, nu? Da, ceva. Trebuia să fie mai multe. Cred că de-aia e, hai puțin. Mai multe ce? Mai multe bucăți de prezentare. Dar nu, că dacă eram... 2-3 minute? Eu am crezut că e mult, că am văzut că ți-am trimis o oră jumate. Da. Să mai pui, cred că. Vezi, dacă mai poți să mai dai înapoi ceva. Ca să mă mai faci acolo și îmi faci un închiere câteva minute doar. Prieteni, am să vă gheiem aici. Mai este vlog cu Timișoara și cu drumul înapoi, cred. Nu mai țin minte acum ce am filmat, dar am filmat sigur ceva așa două zi. N-am filmat așa de mult cât aș fi dorit, pentru că așa e mereu când călătoresc. Eu îmi doresc să filmez, dar când sunt cu oamenii, parcă mi-e rușine să scot telefonul. Nu mi-e rușine de când mi-e rușine să filmez. Parcă nu-mi vine, stau și vorbesc cu ei, nu vreau să simtă ei în așa stingheri, că eu acum stau cu telefonul pe oriunde, știți, nu sunt chiar așa. Și mă bucur și eu de ei cât pot într-un mod mai natural, dar eu sper că v-ați bucurat să vedeți parte din echipa mea, parte din rețeaua mai mare. Eu m-am bucurat nespus că au fost foarte multe fete din echipa mea. Am să vă pun Adrian aici pe ecran. O fotografie cu mine și cu fotografie și cu echipa mea care a fost la întâlnire. 10 persoane din rețeaua mea au venit. M-am simțit așa, wow,
că au venit, chiar m-am simțit foarte, foarte mândră de ele, de munca pe care depun și onorată că au ales să vină acolo și au adus și ele invitați. Majoritatea dintre noi după am mers să mâncăm împreună. O să vă pun acum la sfârșitul acestui video, Adrian, partea cu un video pe care l-am făcut noi, cine am fost, majoritatea celor care am fost să mâncăm la un restaurant acolo. Și chiar a fost foarte, foarte fain. Au fost niște experiențe care n-am să le uităm, nici eu, nici fetele care au participat, pentru că am învățat foarte, foarte mult împreună. În primul rând, fiind prin diferite situații, am văzut oportunități cum poți să găsești oameni noi care chiar erau interesați de șogan, de a lucra sau de a cumpăra. Foarte, foarte multe idei am împărtășit. E ceva care nu se compară. Atunci când te întâlnești și organizezi ceva de genul acesta, nu se compară cu restul chestiilor. Adică poți să faci cât ai vrea prin telefon, prietenii și mai departe, dar când te întâlnești într-un eveniment real, e extraordinar. Indiferent de câte persoane au venit să asculte despre oportunitatea și de a se înscrie în rețea, faptul că te întâlnești cu echipa trece dincolo de acea rețea plafonică, poate așa, e ceva mult mai real, altfel parcă înțelegi anumite chestii, îți împărtășești anumite metode care la tine au mers, la alții au mers, nu știu, pare totul mult mai real. Știi că cunoști anumite persoane din echipă, altfel te raportezi la ele și pentru mine și pentru celelalte fete. Deci chiar e wow. În momentul când fac încheierea asta cu Adrian, două dintre fetele din Timișoara chiar și-au atins o nouă calificare, ceea ce este super. A fost așa, a motivat și a reușit să lucreze în așa fel încât să-și atingă noua calificare pentru care lucrau. Și eu sunt mândră de ele, chiar nu aș putea să o văd altfel. Înțelegeți? Așa că vă încurajez să rămâneți pe aproape de noi. O să vă pun acum Adrian la sfârșit un video care l-am făcut cu fetele care au fost să mâncăm împreună și în vlogul următor cred că o să vă pun un pic din torsul înapoi acasă. Ultima zi acolo în Timișoara, de fapt, am petrecut o zi întreagă, plus duminică, dar nu știu cât am filmat. Știu că ceva am filmat, dar n-am filmat foarte mult și probabil în torsul acasă am filmat și un picuț așa că ne-am întors, nu foarte mult, dar așa un picuț. Știu sigur că mai am un vlog filmat din zilele trecute, deci o să fie probabil încă vreo două vloguri săptămâna asta. Eu vă mulțumesc că ne sunteți aproape. Cei care vă pregătiți acum să sărbătoriți Paștele, vă urăm Paște fericit. Noi o să sărbătorim duminica aceasta pentru că acum este liber la noi în Anglia și nu profităm că asta este data când e liber, asta e important. Așa că vă urăm sărbători fericite, să aveți timp să meditați la ce sărbătoriți și așa mai departe. Și ne vedem în continuare pe aici. Urmăriți-ne și pe Instagram la Români în Anglia. Și la Adrian, tate lucrează de acasă, și pe TikTok, la Români în Anglia, dacă vreți vedeți ceva în engleză, la Nikita's in the UK, și da, ne găsiți în multe locuri, să știți, și pe Facebook Monica Nikita. Vă îmbrățișez, vă pup și ne vedem. Pa! Vă lăsăm acum cu un video care l-am făcut împreună și apoi salutare! Sunt reprezentant Shogun. Normal că consesc o rețea de distribuție. Hei, sunt reprezentant Shogun. Normal că am tot tipul esențele de parfumuri la mine. Sunt reprezentant Shogun. Normal că folosesc parfumul de poșetă marca Shogun. Sunt reprezentant Shogun. Normal că ofer cadouri Shogun. Sunt reprezentant Shogun. Normal că îi cumpăr iubitului meu parfumuri, dar le folosesc eu. Sunt reprezentant Shogun. Normal că aici am găsit a doua mea familie. Reprezentant Shogun. Normal că mă întâlnesc cu echipa oriunde.